Bun găsit, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Secretele Succesului. Astăzi avem un subiect foarte interesant, un subiect care cu siguranță este de actualitate în orice moment al timpurilor, fie că vorbim de trecut, fie că vorbim de societatea contemporană, fie că vorbim de noi peste 10-20 de ani. Vom discuta despre îmbunătățirea imaginii de sine prin vestimentație. Se spune că haina îl face pe om. Dar oare nu omul face haina pe care o poartă? Vom vedea astăzi care este legătura dintre interiorul unei persoane, care este legătura dintre interiorul unei persoane și exteriorul acesteia, felul în care arată, dintre energia pe care o are în interior și energia pe care o emite la exterior. Vom avea alături de noi o persoană foarte energică în interior, care transmite o bucurie și o energie de viață extraordinară și transmite încredere în ea, în primul rând, și mai apoi și către cei din jur. Este vorba despre Dana Tacea. Dana este stilist vestimentar. Numele ei este asociat cu multe vedete de la noi din țară și multe femei au trecut prin mâinile ei ca să-și poată îmbunătăți stilul vestimentar. Dana, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Bună, Monica, îți mulțumesc pentru invitație. Bună tuturor celor care ne urmăresc. Dana, o să începem direct. Cum își poate îmbunătăți cineva încrederea de sine prin vestimentație? Pare cumva o utopie. Nu pornește din interior încrederea în sine? Ba da, pornește din interior, însă de ce manieră? Felul în care noi ne reflectăm în oglindă, felul în care noi ne percepem în capul nostru legat de imaginea noastră, ne influențează foarte tare încrederea în sine, ne influențează tot dialogul intern pe care îl avem noi cu noi. Și imaginează-ți, Monica, că chiar tu te uiți acum în oglindă și ai o versiune de care ești mulțumită și o versiune de care ești mai puțin mulțumită. Se schimbă dialogul pe care l-ai cu tine în momentul în care te uiți la reflexia ta din oglindă? Atunci când ești mulțumită de imaginea ta versus atunci când nu suntem mulțumite de imaginea noastră. Și atunci este un motiv mai important decât a plăcea celor din jur să ne placă mai întâi nouă de noi, pentru că până nu avem a propria noastră aprobare, nu avem pace și se transmite totul și în exterior și în toate ariile vieții. Așa încât ne putem influența starea emoțională, încrederea în sine, stima de sine și felul în care ne percepem noi pe noi în mintea noastră prin acest super simplu instrument și anume vestimentație, ținutele pe care le portăm. Simplu zici tu, dar cineva care nu se pricepe sau cineva care nu se regăsește în hainele pe care le poartă ar zice că este complicat. De ce zici că e simplu? Cum a devenit simplu pentru tine? A devenit simplu, Monica, pentru că am început să studiez subiectul. Am trecut și eu prin garderobă plină și nimic de purtat, prin mult negru, că merge cu orice, prin insatisfacție în fața dulapului, prin petrecerea a 17 minute, sunt niște studii care spun că femeile petrec 17 minute dimineața să-și aleagă o ținută și se schimbă de mai multe ori, iar într-un final pleacă tot cu prima opțiune sau cu cea de ieri, că e mai safe și să nu-și mai bată capul. Am trecut și eu prin toate acestea și la un moment dat am decis să studiez acest domeniu și lucrurile sunt atât de simple, Monica, doar trebuie să ne îndreptăm atenția către noi, doar trebuie să ne aflăm forma de corp, să aflăm care sunt culorile care ne vin bine, pentru că fiecare femeie arată bine cu alte culori. Ai început cu roșu, da? Și nu ne-am vorbit. Da, roșu. Și apropo, un mic secret, Monica, putem purta orice culoare, importantă e nuanța pe care o alegem, aceea trebuie să se potrivească cu ce culoare avem la piele, la păr, la ochi și așa mai departe. Și după ce bifăm silueta, bifăm culorile și aflăm și care este mixul nostru unic de stiluri vestimentare și piesele cheie aferente, apoi ecuația se rezolvă de la sine și ne dăm seama că ce părea super complicat e o chestie banală, doar că necesita să ne aplecăm un pic asupra ei, să o studiem. Și nu numai asupra ei, cât în primul rând asupra noastră, pentru că de fapt despre asta este. Să ne acordăm un pic de timp nouă și să vedem ce ne place, ce nu ne place, ce ne vine, ce nu ne vine. Sigur, îndrumarea unui specialist este foarte valoroasă, însă și sigur putem să trecem la un astfel de parcurs. Totul e să ne prioritizăm și să acordăm importanță stilului și garderobe, pentru că altfel biata garderobă n-are cum să ne ofere ținute bune atâta timp cât noi nu o tratăm cu respect
ci facem shopping din impuls, fără strategii, fără să cunoaștem un minim de informații pe subiect de vestimentație. Așa este și în plus de aceasta, dacă cumpărăm haine de calitate, dacă cumpărăm haine de firmă, avem pretenția că gata, noi știm despre ce este vestimentația, gata, am o garderobă extraordinară și petrecem mai mult poate de 17 minute, cum ziceai tu mai devreme. Deci cumva, faptul că plătim mult hainele pe care le avem, nu ne oferă certitudinea faptului că ele ni se potrivesc și nu ne oferă bucurie interioară. Asta este, îmi vine să fac o paralelă cu un aspect foarte simpatic din viața, să zicem, a antreprenorilor în general. În momentul în care ajung ca din businessul căruia îi dedică timp să facă mulți bani și neglijează familia, prietenii și așa, vin cu bani resursa pe care au să compenseze lipsa de timp pe care o alocă familiei, prietenilor. La fel și aici în vestimentație. Nu dedicăm timp și atunci dedicăm altă resursă, bani, cumpărăm chestii scumpe care poate nu ne reprezintă, poate nu sunt despre noi piesele respective, fiindcă prețul unui produs nu îl face să fie potrivit cu stilul nostru. Prețul unui produs este doar plata brandului, plata unor caracteristici, plata unor materiale, poate de calitate. Însă partea asta de a face shopping este ultima. Prima este să ne înțelegem noi pe noi, e un soi de autocunoaștere pe plan vestimentar. Și până noi nu înțelegem care-i, domne, stilul ăsta al nostru, care sunt piesele pentru mine, care sunt ținutele care mă avantajează, am să cumpăr, indiferent că sunt ieftine sau scumpe produsele, haine pe care am să le duc în garderobă și pe care nu am să le port. Un alt studiu, Monica, spune că femeile nu poartă 80% din hainele pe care le au în garderobă. Și asta înseamnă un cost mare per purtare, înseamnă stres în fața dulapului. Gândește-te că indiferent cât de mare e garderoba, dacă eu 80% nu port, păi eu stau în câteva variante de ținute, de care în general m-am cam plictisit, însă le tot port așa pe repeat la infinit. Și atunci ar trebui să ieșim un pic din zona asta de a ne gândi că stilul vestimentar înseamnă este egal cu a cumpăra niște piese scumpe, că stilul vestimentar înseamnă neapărat, de exemplu, pentru femei să poarte tocuri, că stilul vestimentar înseamnă să devenim dintr-o dată o persoană așa scorțoasă și să aflăm care este de fapt acest stil când vine vorba de noi, pentru că stilul este unic ca și amprenta și este de fapt egal cu personalitatea noastră. Deci cumva este interiorul transpus în haine, un fel de styling inside out. Și dacă nu ne cunoaștem atât de bine, s-ar putea să copiem ceea ce vedem că pică bine altor persoane sau arată bine alte persoane în anumite haine, s-ar putea să copiem și pe noi să fie ridicole acele haine pentru că nu ne simțim bine și pentru că nu ne regăsim. Deci, iată, ca și în alte discuții în cadrul emisiunilor noastre, totul se rezumă la conectarea cu tine, la autenticitate și la sinceritatea cu tine. Până la urmă, să te cunoști pe tine și cunoscându-te pe tine, începi să afli ce-ți place cu adevărat și începi să vezi în ce te simți confortabil, să te conectezi cu corpul tău până la urmă. Mi se pare atât de frumos exemplu dat de tine. Să copiem stilul cuiva este ca și cum am vrea să-i copiem meseria și ea să nu se potrivească, să nu ni se potrivească nouă și vocației noastre, pentru că toți avem o vocație anume, toți avem niște daruri. Și până nu le descoperim pe ale noastre și încercăm să urmăm exemplele altora care poate nu sunt, să zicem că avem noroc și urmăm un exemplu care taman se potrivește, avem aceeași vocație, însă asta este rarisim. În general, dacă încercăm să copiem chestii din exterior care nu se pupă cu ce noi suntem, este un fiasco. Eu una am făcut asta pe plan profesional când am lucrat în bancă, am un parcurs profesional foarte atipic, Monica, înainte de a lucra ca stilist vestimentar, adică de 6 ani fac asta, am lucrat în domeniul bancar, mai exact, făceam supraveghere bancară, mergeam în control la bănci. De ce asta? Ei, văzusem la cineva din familie, mi s-a părut interesant, hai să urmez și eu drumul, să nu era ca la podul meu. Și atunci au fost niște ani duși într-o direcție care nu era a mea. Sigur, am corectat-o între timp, norocul meu, însă fix la fel este și cu vestimentația, Monica. Nu este nimic rău să ne inspirăm, nu este nimic rău să ne uităm la ținute, ba chiar se numește educație vizuală, să analizăm poze cu ținute care ne plac și să luăm idei, însă foarte important e să adaptăm la stilul nostru de viață, la coloratura noastră, la gusturile noastre, la bugetul nostru, la tot ce noi suntem.
Atunci devine un stil autentic, pentru că altfel este ca și cum, dacă port ținute care nu mă reprezintă, este ca și când spun ceva în care nu cred. Și atunci eu sunt într-un dezacord, așa, într-un conflict eu cu mine, că gândesc ceva și trebuie să spun altceva. Fix la fel e și cu hainele. Sunt într-un fel, însă mă afișez diferit și nu-mi place mie, că mă păcălesc pe mine, în primul rând. Și se simte acest dezechilibru interior, se simte foarte, foarte bine și la exterior și cineva care te privește cu siguranță și-ar putea da seama de faptul că nu ești aliniat cu tine, pentru că atunci când ești aliniat cu tine, ai și încredere în tine și ți-asumi până la urmă unicitatea ta și din perspectivă vestimentară, chiar dacă asta nu înseamnă tocuri cui, chiar dacă asta nu înseamnă stiletto sau nu înseamnă rochii de tip creion sau fuste de tip creion și alte accesorii care ar fi la modă. Cumva, unicitatea stilului vestimentar vine din asumarea faptului că ești tu unic așa cum ești și dai voie lumii să te vadă și din această perspectivă. Da, așa este, Monica, și pentru asta e nevoie de ceva încredere în sine, fiindcă aud destul de des la femei că au această teamă de a experimenta mixuri de culori, au această teamă de a folosi anumite tipuri de croieli și de ținute, ca nu cumva partenerul să fie în dezacord, colegii, prietenii. Și e destul de dureros așa să nu-ți dai voie să fii așa cum ești, de teama de ce vor spune ceilalți. Aici sunt niște lucruri mai profunde care se pot regla, însă se întâmplă o magie, Monica, în momentul în care tu, fie și pas cu pas, așa încet, încet, încep să-ți dai voie, măcar de o combinație de culori mai inedită, care n-ai testat-o până atunci, chiar am și pregătit pentru voi niște combinații de culori, niște idei, începe să se schimbe chimia în corp și să te simți dintr-o dată mai curajoasă și să începi să-ți dai voie. Și culmea e că de unde exista o frică cum că vei fi judecată și n-ai să mai aparții grupului, te vor respinge că încerci să fii diferită. Dintr-o dată primești complimente, începi să prinzi curaj și să te duci la următorul pas. Altă combinație de culori, următorul pas, o croială nouă, următorul pas, un styling mai deosebit. Și așa încet, încet te duci la potențialul tău de stil vestimentar și toată lumea, ce frumos, vreau și eu. Și atunci ajungem chiar să influențăm pe cei din jurul nostru în bine. În loc să stăm speriați, aoleo, ce vor zice, de preferat să ne facem un pic de curaj, poate nu să ieșim total din zona de confort. Apropo de zona de confort, e foarte important, Monica, atunci când vrem să ne îmbunătățim stilul vestimentar sau să-l schimbăm, să nu ne ducem prea departe de zona de confort, să o respectăm. Spre exemplu, întâlnesc o frică a femeilor că dacă fusta nu e până la genunchi și un pic mai lungă, da, se poartă lungimea aceasta midi de mulți ani, care înseamnă de la genunchi până la jumătatea gambei. Dacă văd fuste până la jumătatea gambei, multe femei se sperie și se gândesc că sunt bătrânicioase, că vor fi judecate și așa mai departe. Dacă ne dăm voie și începem să experimentăm și să le mixăm, poate cu Adidas, poate cu un sacou, cu o centură peste sacou, poate cu imprimeuri mai deosebite sau o cromatică anume sau o accesorizare deosebită, vor ieși din zona aceasta cu care o asociem. Și atunci ne lărgim așa un pic orizontul stilistic, fiindcă altfel dacă rămânem doar în ceea ce știm noi 100%, adică fusta e musa, e tivul până acolo, culoarea e musa, e asta, sandale doar de tipul ăsta, bluze doar așa, nu se poate evolua, pentru că va fi diferența mult prea mică. Deci un pic să ne dăm voie, însă să păstrăm scheletul nostru intern de cu care suntem obișnuiți și zona de confort, ca să nu ne speriem prea tare. Pentru că dacă ne ducem prea departe față de ce cunoaștem, ne speriem și în loc să evoluăm, le ținem în garderobă nepurtate. Regăsit așa e ca un dans. Dar e important să avem curaj. Fie să schimbăm un accesoriu, fie să alegem o culoare diferită decât cea pe care o alegem în mod firesc, fie să alegem o lungime a fustei decât cea pe care o alegem în mod firesc, fie, iată, dacă ne referim poate la bărbați, alegem o altă culoare a cămășii în momentul în care purtăm costum, pentru că de cele mai multe ori este această combinație sacou negru, cămașă albă. Dar și alte combinații se pot plia pe structurile interioare ale fiecăruia dintre noi dacă măcar încercăm. Vedem, nu ne-a plăcut,
E regulă. Am încercat, este o încercare, știm data viitoare să nu mai alegem. Poate, dar măcar să ne dăm voie să alegem. Și ce se poate întâmpla atât de rău dacă într-o jumătate de zi tu mergi cu o cămașă, Zidana Roz? Cum? Să știi că îmi vine în minte o cămașă mov cu un costum bleu marin. Chiar cu cineva la shopping am făcut un tip de ținută în culorile astea. Doar că o mică precizare. Era o personalitate stilistică creativă, care îi plăceau culorile. Dacă o personalitate stilistică mai cu minte face așa o infuzie de culoare, s-ar putea să se sperie să nu se regăsească și să se simtă așa ca și un impostor. Și atunci trebuie respectată personalitatea aceasta stilistică. Deci dacă avem creativitate multă, ne ducem în culori, indiferent că vorbim de femei sau bărbați, dacă avem o cumințenie stilistică, să-i spun așa, un stil mai natural, mai așezat, mai clasic, putem să rămânem în zona de culori neutre. Sau există, Monica, și e foarte valoroasă, calea de mijloc, în care folosim și culori neutre și culori, atât la femei cât și la bărbați. Ba chiar se recomandă, în teorie, să avem în garderobă 70% culori neutre, 30% culori. Pentru că aceste culori neutre sunt foarte valoroase, ele servesc ca un canvas în pictură peste care poți să aștergi orice culoare îți dorești. Și atunci asta e valoarea lor, ușor se compun ținute cu ele, însă dacă garderoba abundă în astfel de culori neutre, devine un pic monoton îmbrăcatul și atunci e nevoie să inserăm și ceva culoare ca și un fel de sare și piper, ca să facem mai efervescent îmbrăcatul zilnic. Cum, de exemplu, tu ai folosit o culoare neutră, negru, să zicem, non-culoare, alături de roșu. Da? Asta e un mix între neutre și culori. La fel se pot face și combinații doar de culori, roșu cu piersiciu, sau să fi rămas în zona de culori neutre total și să fost negru cu alb, să zicem, sacou alb. Deci, în orice direcție putem merge. Totul e să o corelăm cu interiorul nostru și să facem lucrurile conștient, pentru că, Monica, dacă ne stabilim o schemă de culori pentru garderoba asta noastră, dacă înțelegem care sunt culorile care ne avantajează, știi ce ușor devine shopping-ul și ce ușor merg toate hainele din garderobă între ele, parcă singure se așează așa pe umerașe în ținute. Versus când facem după ureche sau din impuls, mergem cu pungile acasă și am cumpărat, de ce totuși nu merg între ele? Trebuie să iau de la capăt. Uite, ai atins un alt subiect foarte important, Ana, pe care aș vrea să-l expunem telespectatorilor. Dacă e important să avem o strategie în momentul în care mergem la shopping sau mergem la shopping după intuiție. Da, Monica, ar trebui să avem o strategie și strategia constă, numărul 1 și cel mai important în stil vestimentar, este să-ți îmbraci corect silueta. Despre ce este vorba? Nu despre ce scrie pe etichetă. Nu ne luăm că e XL, că e XS, că e M. Nu. Este despre conturul corpului pe care noi îl desenăm cu ajutorul hainelor. Și conturul acesta e valabil și când silueta e mai plină și când silueta este mai slim. Deci e vorba exclusiv despre ce contur desenăm cu hainele. Și trebuie să descoperim care sunt formulele de ținute care funcționează cu forma noastră de corp. Le-am aflat, am bifat prima căsuță. Mergem la pas următor și descoperim, revin iar cu paletarul, descoperim care sunt culorile care ne pun în valoare. Pentru că atunci când folosim culorile noastre, tenul arată mai bine, suntem mai radioase, arătăm mai odihnite, avem energie. Se schimbă foarte multe lucruri versus când folosim culori care nu sunt ale noastre și arătăm mai terne, mai obosite, tenul arată mai îmbătrânit. Chiar primul aspect și cel mai important e să vă uitați cum arată pielea în momentul în care aveți o culoare, că e cel mai bun indicator dacă e sau nu culoarea potrivită. După ce am bifat și căsuța aceasta de culori, fac o strategie de culori pentru garderoba mea. Deci odată le-am înțeles care sunt ale mele, apoi îi dau fiecăruia un rol. E bine să am 3 roluri la culori în garderobă. Un rol de neutre. Neutrele sunt gri, bleu marin, alb, negru, maro. Cam astea sunt culorile neutre. E bine din ele să aleg 2 culori pe care să-mi fundamentez garderoba. Apoi e foarte util să aleg 4 accente de culori, cum de exemplu la tine ținut astăzi este roșu, care să îmi dea sare și piper ținutelor. Da? Adică să am poate o geantă roșie, poate o pereche de pantofi roșii sau verde, fiecare în funcție de ce accent alege, și să aleg și 3 culori principale care au ca unică restricție să-mi plac atât de mult acele culori încât să fiu dispusă să le port din cap până în picioare, pentru că ele vor fi destul de prezente în garderoba mea ca număr. Și atunci am armată cu ținute pentru silueta mea,
această schemă de culori care vine să-mi ușureze munca, o să fiu ca un scanner în magazin, nu o să mai observ tot ce nu trebuie, o să observ exact, uite, neutrele mele, uite, accentele mele, alea le iau, alea nu le iau. Apoi, foarte important, și aici e o zonă mai rafinată, să înțeleg care e stilul meu. Asta se face analizând imagini cu ținute, ce-mi place, ce nu-mi place și se descoperă care este stilul. Că se cheamă romantic, natural, clasic sau cum s-o chema sau că e un mix de mai multe, e important să-l înțeleg, să descoper care sunt piesele cheie și după ce am bifat și această căsuță verde la shopping inteligent și nu la shopping după ureche sau din impuls. Și atunci, da, voi cumpăra corect și voi avea un cost pe purtare super mic. Și nu voi mai avea cele 17 minute dimineața în momentul în care deschid dulapul, ci voi ști de dinainte, poate mult mai repede, ceea ce am de purtat. Sună foarte bine, Dana, dar pentru asta înseamnă că înainte de shopping este nevoie de o autoanaliză și e nevoie să merg într-adevăr cu acea strategie, cu lucrurile, cu tema bine făcută înainte de a ajunge acolo. Și e important să știu ce-mi doresc și în momentul în care ajung într-un magazin, pentru că și asta e important, să știu de unde mi se potrivesc hainele. Pentru că pot merge în locuri unde pot fi culorile pe care eu mi le doresc în garderobă, dar să nu mi se potrivească stilului. Da, să știi, Monica, odată ce încep să conștientizez care sunt culorile mele, care e silueta, ce ținute-mi trebuie, ce stil am, ce piese cheie, dintr-o dată devin restrictivă și nu mai cumpăr așa ușor ceva. Și asta nu e deloc rău, pentru că acest shopping făcut anapodac duce la 80% din garderobă nepurtată, pe când acesta cu temele făcute, da, o să fie mai restrictiv, da, o să fie mai provocator să găsim, însă când am găsit e ce trebuie și nu ne mai cheltuim banii ei. Era mai bine îi păstrăm pentru a investi în alte lucruri decât să îi cheltuim pe ceva ce nu ne folosește. Stă pe umeraș nepurtată. Deci am exemple mii de astfel de exemple din garderobele femeilor cu etichetă, fără etichetă, în toate felurile. Deci a ne face temele e egal cu a avea grijă de bugetul nostru. A ne face temele e egal cu a ne duce dimineața în fața unei garderobe care, da, ne oferă singură ținute. Pentru că ele fiind alese după chipul și asemănarea mea din toate punctele de vedere, o să am și modul potrivit să le port. O să am... Pentru că iarăși aici e o cheie. În afară de siluetă, culori și stil vestimentar, la noi, la femei, starea emoțională e foarte importantă. Într-o zi mă simt într-un fel, într-o zi mă simt în alt fel. Și atunci e nevoie să reflect asta în garderobă, că eu să pot să-mi exprim starea. Fiindcă dacă mă îmbrac în contră cu starea mea, iarăși am să mă simt ca un impostor, iarăși nu o să mă simt bine în papucii mei și îmi blochez singură energia și starea de bine. Da, dar în același timp, uite, Deci. dacă îmbrac ceva portocaliu, de exemplu, și eu n-am o stare așa de bună, n-ar putea să-mi dau o stare bună? Ba da, funcționează în ambele sensuri, Monica. Funcționează și în direcția aceasta. Dacă vreau să-mi influențez starea în bine, gen nu am chef de lucru într-o zi, folosesc o culoare care mă energizează, gen roșu și oranju face asta. Însă funcționează și în sens invers. Depinde ce vreau să obțin, care mi-e intenția în ziua respectivă. Dacă cumva eu nu vreau să-mi ridic starea, vreau să-mi trăiesc momentul ăla, nu sunt într-o zi bună și eu vreau să-i dau voie acelei zile să fie așa cum e, nu bună, atunci nu mă forțez, nu mă duc într-o zonă de culoare care să mă fac să mă simt și mai rău. Rămân într-o zonă de, în general se folosește negru când nu suntem bine cu noi, pentru că negru, de fapt, ce face? Nu că subțiază, nu, ascunde. Și atunci, eu am purtat mult negru cât am lucrat în bancă, deci nu vorbesc din exteriorul problemei, să zic așa. Și atunci, el ascunzând, cumva, suntem lăsate în pace în ziua respectivă și e exact ce ne dorim undeva în subliminal. Deci depinde de intenție, fiindcă altfel putem să punem presiune pe noi. Puneți roșu ca să te simți mai bine și să te simți ridicol în ziua aia, că tu aveai o stare, n-aveai chef de nimic și mi-ai pus și roșu să te vadă toată lumea. Deci e în funcție de ce îmi doresc să obțin, însă e foarte valoros și în această direcție. Dacă intenția mea, da, e să-mi ridic starea de spirit, păi hai să folosim culorile pentru că au acest dar și chiar recomand celor care ne urmăresc o carte, se numește Psihologia culorilor. Ele ne influențează enorm starea de spirit. Contează și dozele în care le folosim și nu e vorba doar de vestimentație, ci și de ce avem în jurul nostru, la birou, acasă și mai departe, în materie de culori.
Sunt importante culorile și pentru că pot avea, așa cum ai spus mai devreme, conotații pozitive sau negative. Ne pot trage în jos starea sau ne pot ridica starea și asta este foarte important ce ne-ai spus tu, în funcție de cum vrem să ne simțim și în funcție de intenția noastră și așa ne alegem și lucrurile din exteriorul nostru, mai ales cele din vestimentație. Ai spus tu mai devreme de câteva culori de bază, de câteva culori neutre pe care să le alegem, ai pomenit de gri, de negru, de blămaren, dar ce combinații de culori ai vedea tu preferabile în momentul în care discutăm despre business și în momentul în care discutăm despre viața personală? Uite, în zona de viață personală putem să mergem într-o zonă mai efervescentă și să combinăm, de exemplu, roz cu verde arată foarte bine. Putem să combinăm albastru cu ciclam, arată spectaculos. Putem să combinăm roșu cu piersiciu, cum spuneam mai devreme. Galben cu mov. Avem nenumărate opțiuni efervescente. Iar în zona de business să mergem să ponderăm cu ceva neutre, de exemplu să folosim un grej, care este un mix de gri cu bej, să-l combinăm cu un galben verzui. E o culoare super frumoasă, se cheamă chartreuse, de la numele unui lichior franțuzesc cu această nuanță. Putem să combinăm ciocolatiu cu o nuanță de corai. Putem să mergem sigur și în zona de bleu-marin, putem să folosim gri cu un mov deschis sau cu lila. Deci asta ar fi în zona de business să ponderăm cu ceva neutre, însă să nu mergem într-o zonă boring neapărat doar de alb cu negru. Putem să ne jucăm un pic. Iar în zona de casual să îndrăznim mai mult. Și dacă cumva, Monica, ne este teamă să facem astfel de combinații de culori efervescente, le putem folosi în doze mici, am să exemplific. De exemplu, dacă vrem să mixăm roșu cu verde, care pare destul de scary pentru că ne gândim la Crăciun că o să arătăm ca un pom de Crăciun. În loc să folosim, cum de altfel s-ar putea și s-ar vedea bine, o fustă verde plisată cu un tricou roșu, am putea să avem o ținută în culori neutre și doar cerceii să fie verzi și doar geanta să fie roșie, iar restul ținutei să fie alb cu negru, să zicem, sau orice alte nuanțe neutre. Deci ne jucăm cu dozajul acesta, nu trebuie acum gata de mâine, toată colorată din cap până în picioare. Putem să începem cu mici accente jucăușe. Îmi și imaginez, știi, zâmbesc, pentru că îmi și imaginez după întâlnirea noastră cum ar fi să apare. Deși mie să știi că mi-ar plăcea să văd mai multă culoare și mi-ar plăcea să fie aceste aspecte îndrăznețe cumva ale vieții, să vedem așa pe stradă aceste combinații pe care tu ni le-ai spus mai devreme. Cum ar fi? Păi, cred că am simțit așa că trăim pe un catwalk, pentru că asta nu se întâmplă de zi cu zi și ne-ar șoca. Și mai cred, Monica, că s-ar întâmpla un lucru. Ar fi femeile mai fericite, pentru că femeile când își redescoperă frumusețea și încep să se ocupe de ele și să se pună pe primul loc, pentru că aici e un aspect foarte important, să ne punem pe primul loc și nu e o dovadă de egoism, din contră, e ordinea firească a lucrurilor, altfel totul e o debandadă până noi nu ne punem pe primul loc. Ar fi mai fericite, așa cum e vorba happy wife, happy life, ar fi mai fericiți și partenerii și apoi și copiii și apoi și tot. Chiar cred că are un impact extraordinar de puternic în starea emoțională a femeilor felul în care se îmbracă. Și atunci asta se va propaga în toate ariile vieții. Și bărbații sunt impactați de felul cum arată. Chiar am experimentat, am lucrat și cu bărbați pe stil vestimentar și la ei se schimbă chimia în corp, și la ei se schimbă niște lucruri și cei din jur observă și ieși acolo. Însă la femei e un pic mai puternic pentru că noi suntem mai sensibile la aria de frumos și la a ne simți frumoase. Ăsta e adevărul. Deci cred că ar fi o stare de bine așa generală, Monica. Mi-ar plăcea să se ajungă la așa ceva. Ar fi o bucurie, Dana, să fie această explozie de culori de care tu spuneai mai devreme. Cred că oamenii ar avea cu totul și cu totul altă atitudine, cu totul altă postură, cu totul altă aliură și cu totul altă modalitate de a privi viața până la urmă și dintr-un mic detaliu li s-ar schimba viața. Ne poate schimba atitudinea o piesă vestimentară?
Total, Monica, și uite, chiar aș vrea să dau un exemplu. S-au făcut niște studii în care oamenii au fost îmbrăcați cu un halat medical și li s-a schimbat dintr-o dată atitudinea, da? Deci au intrat într-un alt rol. Sigur, a purta o haină nu neapărat înseamnă că gata, suntem și medici dacă punem un halat de medic pe noi, însă chiar ne influențează atitudinea, chiar ne propulsează în alt film, să zic așa. La fel vor face și ținutele. Și atunci, așa cum atunci când mergem la un interviu, ne pregătim cu o ținută bună, pentru că vrem să obținem rolul respectiv, vrem să obținem jobul, la fel a trebuit și pentru viață. Vrem să obținem ceva, hai să ne îmbrăcăm pentru asta. Dacă nu vrem să obținem mare lucru, e ok să ne îmbrăcăm mediocru. Dacă vrem totuși să obținem ceva, hai să ne dress for the part, hai să ne îmbrăcăm pentru respectivul lucru. Și numai beneficii o să avem din treaba asta. Nu zice nimeni că partea vestimentară vine să ne rezolve toate problemele, că nu mai avem de lucrat la noi, că ne rezolvă provocările de la job. Nu. Însă vine să ne susțină cu energie, vine să ne susțină cu o stare de bine și doar câtă nevoie avem de așa ceva ca să ducem la îndeplinire atâtea provocări zilnice, atâtea sarcini zilnice, atâtea to-do-uri, că trăim în era, n-avem timp. Și atunci ne oferă un boost de încredere, un boost de stare de bine, care nu e deloc de neglijat. Și care ar putea să facă diferența între atingerea unui obiectiv și neatingerea acestuia, pentru că în momentul în care te simți aliniat cu ceea ce porți pe tine, ai și mai multă, mult mai multă încredere și, într-adevăr, verticalitatea posturii este generată de modul în care tu te simți în hainele pe care le porți. Da, și mai e ceva, Monica. Întâi este limbajul non-verbal, care ar reprezenta, știu și eu, 70%, să zicem, din vizual, din ceea ce ne comunică ceilalți, iar vizualul, hainele, felul în care ne îmbrăcăm, iarăși din acest 70% ocupă mult, pentru că ocupă mult din corp, pur și simplu. Doar dacă ne îmbrăcăm foarte sumar, ocupă puțin, altfel ocupă mult din corp. Și atunci cântărește mult în mesajul pe care îl transmitem. Și vin iarăși cu exemplu unui interviu. Deschidem ușa, intrăm la un interviu, întâi contează imaginea, abia apoi vorbim. E foarte mult despre asta și comunică extraordinar de multe lucruri despre noi. Dacă, de exemplu, neglijăm ținuta și nu ne punem la punct, comunicăm că nu avem stimă de sine. Dacă nu avem stimă de sine, ceilalți nu se vor simți atrași de noi, pentru că nu ne face plăcere să petrecem timp și să ne alocăm din cea mai prețioasă resursă a noastră, timpul, pentru oameni care, dacă ei nu se valorizează, cum ar putea mai departe să valorizeze ei pe alții, dacă ei nu se respectă pe ei, cum ar putea să respecte pe alții și așa mai departe. Și are niște implicații destul de mari și arată destul de multe lucruri și este o formă de self-care, exact cum este nutriția, exact cum este îngrijirea pielii, exact cum e sportul, exact cum e cititul. Toate sunt importante și echilibru e primordial, pentru că ne ocupăm de una, ne ocupăm de alta, e un dezechilibru, ceva nu e în regulă. Iar ceilalți captează acest mesaj că ceva nu e în regulă. Nu știu să pună punctul pe ei să zică, domne, a fost ținuta, nu știu cum. Că acum eu sunt stilist și asta observ primul lucru. Însă cineva, în mod obișnuit, nu neapărat observă asta. Însă simte că ceva nu e în regulă, n-a ști să spună ce, dar mi-a plăcut mai mult celălalt decât primul. Chiar dacă fizic pot arăta la fel, dar modul în care porți hainele se simte. Știi, mi-a venit în minte în vreme ce tu spuneai acest aspect mai devreme, că sunt persoane care arată foarte bine din perspectiva corpului. Sunt îngrijite, se duc la sală și arată foarte bine, sunt tonifiate, dar cu toate acestea, hainele pe care le poartă nu sunt unele care să reflecte aceste aspecte ale corpului. Oare de ce se întâmplă asta? Se întâmplă asta, Monica, pentru că ne place foarte mult să stăm în zonele la care suntem pricepuți. Și mie mult îmi place să stau în zona de stil vestimentar și mai puțin în alte zone în care ar trebui și acolo să aloc mai mult timp. La fel și cei care, să zicem, se ocupă de ei din perspectiva aceasta sportului, a tonifierii, a îngrijirii din perspectiva asta. Le place subiectul, de asta se și ocupă de el. Și atunci își dedică toate resursele, să zicem, sau mare parte din resurse în direcția asta și nu prea mai rămâne timp, nu mai rămâne resurse și pentru alte activități. Asta se întâmplă când facem un hiperfocus din orice, din activitatea profesională în general se întâmplă, că suferim de workaholism mulți dintre noi. Da, asta se întâmplă când e dezechilibru. E pur și simplu
trebuie întors un pic din multă atenție dintr-o direcție și dat și în alte direcții câte puțin. Atât. Și pe plan vestimentar, partea bună este că nu necesită 365 de zile din an să facem ceva. Dacă la nutriție, da, trebuie să fim atenți la 3 mese pe zi. Dacă la sport, trebuie minim de 3 ori pe săptămână ca să se vadă ceva și să se simtă ceva. La haine, odată ce analizăm și studiem și înțelegem și punem în aplicare, implementăm în garderobă, păi apoi ani de zile avem ținute. Adică nu trebuie toată ziua, bună ziua, să facem asta. Asta e partea bună. Și mai e o parte foarte bună, Monica, se vede instant rezultatul față de alte domenii la care trebuie să așteptăm să vedem o evoluție. Aici se vede peste noapte. Am înțeles, am aplicat, gata, ținută. Adică nu e rocket science. Necesită un pic mai mult timp în spatele cortinei, necesită un pic mai mult timp cu tine, ca în momentul în care ai ieșit în lume cu noul stil vestimentar care ți se potrivește, într-adevăr să fie unul de impact și să fie în primul rând aliniat cu tine. Și este important acest aspect și mi-ar plăcea tare mult dacă am putea să-l dezbatem mai mult, pentru că atunci când faci căutări în interiorul tău, te găsești, te regăsești, te îmbunătățești în permanență, vrei să treci la un următor nivel din mai multe perspective ale vieții, inclusiv din perspectivă vestimentară. Pentru că degeaba vei tu jobul visurilor dacă nu-l aliniezi și din perspectivă vestimentară. Și aici avem nevoie, cred, de strategie sau să ne gândim un pic la un plan în momentul în care mergem la nivelul următor și vrem ca și din perspectivă vestimentară să se întâmple lucrul acesta. Da, și Monica, ce aș recomanda pentru cei care doresc soluții simple și ușoare este să studieze conceptul de garderobă capsulă. Garderobă capsulă înseamnă o colecție foarte mică de haine din care obținem ușor multe ținute, versus situația actuală în care avem multe haine și puține ținute. E fix opusul. Să studieze acest concept și în momentul în care își descoperă culorile, descoperă ținutele pentru forma de corp, stilul vestimentar, apoi vor putea să implementeze acest concept de garderobă capsulă și să-și cumpere doar 20 de piese vestimentare din care să obțină chiar și 40 de ținute. Și atunci să nu devină complicat, pentru că poate părea că dacă încep să lucrez la stilul meu, trebuie să-mi cumpăr un tir de haine, trebuie să mă cocoț pe tocuri, trebuie să fac ceva care nu mă reprezintă. Este deloc adevărat. Trebuie, din contră, să mă regăsesc pe mine și să-mi transpun interiorul în haine. În puține haine, dacă asta Știi, se vrea. apropo de garderoba capsulă, am văzut pe diverse site-uri sau pe unele site-uri că îți pot oferi această posibilitate de a cumpăra garderoba capsulă formată din piesele vestimentare de bază. Dar oare dacă le cumperi de acolo, ai tu certitudinea că ți se potrivesc? Nu știu, și din perspectiva măsurii, pentru că am tot văzut în ultima vreme acest concept. Ai tu certitudinea? Da, certitudinea o ai doar dacă te potrivești cu forma de corp pentru care creează designerul respectiv sau brandul respectiv. Brandurile mass market creează produse care să vină bine tuturor. E conceptul ăsta de one size fits all. E și nu e implementabil, să zic așa. Cât ne încadrăm într-o medie oarecare funcționează, în momentul în care începem deja să ieșim din medie și femeile au diferite particularități, adică nu suntem acum șabloane ale teoriei. Întâlnesc des siluete care bifează din trei categorii de siluete, există cinci forme de corp în teorie, triunghi, triunghi inversat, dreptunghi, clepsidră și oval. Și sunt femei care pot bifa chiar trei, adică să fie în principal într-una, dar să aibă și aspecte din cealaltă. Și atunci e foarte important că sunt particularități care dau cu virgulă, adică nu mai vine bine o rochie care în teorie ar fi trebuit să vină bine. Deci dacă ne încadrăm în tiparul pentru care se construiește și, repet, brandurile mass market fac ceva la modul general să vină bine cât mai multor persoane, ca și când ar fi o piesă universală, nu ca mărime, ci ca siluetă. Apoi sunt designerii români, deloc de neglijat, eu îi apreciez foarte tare, care vin și creează în general pe forma lor de corp. Asta este în general, nu zic că toți
Dacă au formă de clepsidră, vom găsi haine potrivite cu forma de clepsidră. Dacă au siluetă dreptunghi, așa vom găsi. Deci tot trebuie un pic să studiem ca să înțelegem ce haine creează respectivii, ca să știm dacă e pentru noi sau nu e pentru noi capsula respectivă. Pentru că altfel facem tur-retur, tur-retur de haine și zicem, domne, shopping-ul ăsta nu-i de mine. Și n-am găsit o soluție eficientă în garderoba capsulă, dar e important ceea ce tu ne-ai spus mai devreme, să știm care este forma de corp pe care o avem, pentru că în funcție de asta reușim să alegem și obiectele vestimentare care ne avantajează. Că degeaba îmi doresc eu să port o fustă de tip creion dacă nu mă avantajează. S-ar putea să-mi scoată în evidență chiar aspectele care nu sunt tocmai favorabile mie. Exact. Cu toate că, Monica, e o vorbă care spune învață regulile ca un profesionist și încalcă-le ca un artist, să știi că în momentul în care înțelegem care e forma noastră de corp și ce croiel ne sunt dedicate, care vine cumva la pachet și cu ce n-avem voie să purtăm, există o modalitate de a încălca aceste reguli și de a purta ce n-avem voie. Spre exemplu, un singur exemplu pe scurt, silueta de tip triunghi sau pară are șoldul mai lat și bustul îngust, umerii căzuți și înguști. Pentru ea sunt foarte bune fuste, în general, închise la culoare, care subțiază zona de șold și bluze deschise la culoare, care măresc zona de bust și de umeri, ca să echilibreze cumva partea de jos cu partea de sus și să semene silueta cu o clepsidră. Însă și ea poate să poarte fuste deschise la culoare, să zicem o fustă albă care mărește și care albul e sperietoarea femeilor în general, că îngrașă. Dacă vine în partea de sus și echilibrează cu o bluză, poate fucsia, poate cu un pic de volum. Și atunci avem voie să purtăm și ce nu avem voie dacă în cealaltă parte a ținutei o continuăm corect și venim și echilibrăm ce am făcut acolo unde, să zicem, n-aveam voie. Deci cumva e bine să învățăm ce avem de făcut și mai apoi să știm și cum să jonglăm cu ele, pentru că e ca și cu alimentația. Acum nu o să mâncăm sănătos de luni până duminică, 365 de zile pe an, mai încălcăm și noi și cu câte ceva nepermis. Da, dar putem să devenim maeștri în aceste artificii vestimentare pe măsură ce timpul trece și pe măsură ce ne dăm voie să facem asta. Dar ne apropiem de final, mai sunt câteva minute din întâlnirea noastră. Ți-aș fi recunoscătoare dacă ai transmite un gând de final telespectatorilor noștri, ceva cu care ei să rămână în minte, în suflet și să treacă cumva la acțiune și în acest domeniu ca să se alinieze și vestimentar cu personalitatea lor, dacă nu au făcut-o deja până acum. Gândul pe care aș vrea să-l transmit este că ne va reconecta cu noi, o să ne redescoperim noi pe noi, ca femei, ca bărbați. O să devenim noi în ochii noștri mai atractive, mai atrăgători, o să ne energizăm, o să avem cost per purtare mic în vestimentație, nu o să mai cheltuim bani pe haine pe care nu le purtăm, o să avem timp reduși dimineața în fața dulapului, adică în loc de cele 17 minute precizate în studii, în 2 timp și 3 mișcări se fac ținutele. Totul este să începem cu ceva, să nu stăm așa în indecizie și în a aștepta ca problema să se rezolve de la sine, fiindcă pare că e simplă, este, dar doar dacă o studiez. Dacă o las așa la întâmplare, nu merg la nivelul următor și mă autosufoc așa cumva. În loc să trec de la clasa 1 la clasa 2, rămân în a 1, acolo mă încăpățânez. Nu mi-e bine, dar rămân că o cunosc pe a 1. O mai fac o dată până e bine de depășit frica, căpătat așa un pic de încredere și mers la nivelul următor cu vestimentația. Și încă un aspect, Monica, garderoba este un organism viu, trebuie să țină pasul cu noi. Noi ne schimbăm pe interior, cu atât mai mult cu cât suntem pasionați de dezvoltare personală și lucrăm la noi. Și dacă ea nu ține pasul cu noi, și rămâne în urmă, nu ne place de ea și suntem într-un concept ce se cheamă disonanță cognitivă. Când nu purtăm haine aliniate cu interiorul nostru, e un conflict în noi. Și e bine să nu-l avem pentru că ne mănâncă energie.
Deci trebuie să fim atenți la ceea ce purtăm, să fie în consonanță cu nivelul nostru de dezvoltare, să nu rămânem în clasa întâi, să mergem, să tindem către licență, către master și să fim adaptabili și să fim flexibili, pentru că până la urmă despre asta este viața și vestimentația nu face altceva decât să reflecte viața pe care tu ai, atât în interiorul casei tale cât și în exterior. Dana, îți mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ai transmis astăzi și mi-a mai venit un subiect de emisiune în minte. Cum ar fi să discutăm într-o ediție următoare despre vestimentația în mediul antreprenorial? Wow, super subiect! Chiar l-aș numi așa, Dress for Success! Minunat! Așa să rămână și te așteptăm cu drag și la următoarea ediție. Mulțumesc! Mulțumesc, Monica! Mulțumim foarte mult și vouă, dragi telespectatori, pentru faptul că ați fost alături de noi. Fiți atenți la ceea ce aveți în garderoba voastră, fiți atenți la ceea ce purtați, pentru că vă poate schimba realmente viața, vă poate schimba atitudinea în fața vieții, vă poate schimba viziunea asupra vieții și vă poate ajuta să ajungeți mai aproape de obiectivele dumneavoastră. Și nu uitați ca în fiecare zi să zâmbiți cu multă putere și cu multă bucurie vieții.